Înghețata cu căpșuni și cu banane. Este bună. Bună și Înghețată cu gustoasă. iaurt și portocale. Este înghețata cu iaurt. Arată foarte bine, este foarte bună la gust. Foarte, foarte bună. Astăzi vreau să vă arăt cum fac eu înghețata de căpșuni cu banane. Am tăiat căpșunele cu bulețe și cu banana și le-am pus la congelat. S-au congelat. Și am să le pun aici, în acest mixer. Și am să stropesc cu puțină zeamă de lămâie. Și eu am să pun și câteva picături de, puneți de coniac, de, ca să nu facă prea multe cristale. Deci am pus cam 4 căpșuni așa mari la o banană. Le-am tăiat, le-am spălat și le-am pus cu bulețe în acest vas. Și acum o să punem pe înghețat. O să le punem în mixer. Sunt înghețate. Și banana și căpșunele. Am să pun puțină zeamă de lămâie. Și câteva picături de alcool. Acesta este opțional. Puțin, 2-3 picături. Acum am să pun capacul. Aceasta este cea mai simplă înghețată. Și am să mixez. Încă puțin și este gata. Și apoi o să facem cu iaurt o înghețată. Cu iaurt, cu portocale. Foarte bună. Ia uitați consistența, cam cum este. Încă puțin o mai amestec. Și este gata. O putem pune în o servi în cupe sau în conuri. Este gata. Ia uitați. La consistență.
cum este. Și o băgați la frigider. Și când aveți poftă de o înghețată, o scoateți și poftă bună! Acum să vă arăt cum le puteți servi în cupe, sau în cornete. Eu le-am cumpărat. Trebuie pusă la frigider pentru că se îngheață. Ia uitați. Înghețată de căpșuni cu banane. Arată foarte bine. Eu acum am să o bag la congelator ca să vă arăt și cealaltă înghețată cum se face. Este foarte bună. Aici am făcut dimineață din iaurt. Înghețată. Numai că aceasta cam la o oră trebuie mestecat ca să nu facă cristale, să se frumeze. Ia uitați. Aceasta este înghețată cu iaurt și cu portocale. Am scos să vă arăt, am să bag la frigider înapoi. Și o să avem nevoie de un iaurt, suc de portocale și dacă iaurtul nu este dulce, o să adăugăm și zahăr pudră, după gust, și puțină zeamă de lămâie. Aceasta este rețeta. Am să bag în frigider, că se topește. Într-un vas am să pun iaurtul. Este un iaurt cremos. Un iaurt simplu. Acesta este iaurtul. Și am să-l pun aici, în vasul ăsta. Sunt 400 de grame de iaurt. Am să amestec. Aici am 100 de grame de zahăr pudră. O să punem după gust. O să gustăm și să vedem dacă este dulce sau nu. Depinde cum ne place de dulce. Dacă folosiți iaurtul dulce, nu mai adăugați zahăr. Faceți fără. Este foarte simplu de făcut. Am să gust să văd dacă mai trebuie. Încă puțin. Încă o lingură. 3 linguri de zahăr. Îl faceți dulce după gust. O să faceți înghețata. Acum am să storc sucul de la 2 portocale. La 400 de grame de iaurt. Și am să-l pun peste. Două portocale potrivite.
Săptămâna viitoare o să facem din nou. O să facem și cu gălbenușuri, și cu cafea, și cu ciocolată. Eu anul trecut n-am cumpărat deloc înghețată. Am făcut-o singură. Am făcut și video. Am, cred că, 5 video de înghețate pe YouTube. Cine dorește să le vadă, le găsește acolo. Pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și nu numai. Mai punem încă una. Și dăm la frigider. După o oră, oră și jumătate, amestecăm. Când încep să se formeze cristalele. Și o să amestecăm la interval de o oră, oră jumătate, cam de 3-4 ori. Puteți mixa cu un mixer, este mult mai ușor. Și vă mixați bine, bine. Am pus 400 de iaurt, 3 linguri de zahăr pudră, să cântărim și să vă spun exact cât suc de portocale punem, să cântărim. O sută de portocale, de suc de portocale, 400 de iaurt, 3 linguri cu vârf de zahăr pudră. Zahărul pudră îl puneți după gust. Îl vreți înghețata mai dulce. Amestecăm. Gustați să vedeți cum este la gust înainte de o băga la frigider, la congelator. Și am să pun și un pic de coniac sau un pic de țuică, puțin, ca să nu se formeze cristalele de gheață. Să rămână cremoasă. Să pun și 2 picături de lămâie. Am să gust să văd dacă este bună de dulce. Este bună. Și o să punem și puțină coajă de portocală. Eu am aici un pic de coajă de portocală rasă și pusă cu zahăr. Eu așa o conserv în frigider. Și o să punem cam o linguriță. Cam așa arată. Și amestecăm. Acum o să dăm la frigider. Aceasta este înghețata cu iaurt și portocale. Dăm la frigider și la interval de o oră jumătate, 2 ore, o să amestecăm cu un mixer. Puteți pune într-un vas mai mare, că o să crească volumul după ce începe să se mixeze. Acoperiți și dăm la
congelator. Congelator. Ia uitați. Aceasta am făcut-o dimineață. Înainte de a o consuma, o scoateți cam cu jumătate de oră înainte. Și o puteți pune în cupe. Este foarte bună. Foarte, foarte bună. Puneți o fileuță de portocală peste. Iată. Eu sper să vă placă rețetele. Aceasta este cu așa, cu iaurt și cu portocale, cu căpșuni și cu banane. Doar căpșuni, banane și puțină zeamă de lămâie. Ia uitați, ia uitați. Aceasta este înghețata cu căpșuni și cu banane și cu puțină lămâie. Ia uitați cum arată. Arată foarte bine, ia uitați. Înainte de a mânca înghețata și de a o servi, scoateți cutia cu înghețata sau cutiuța unde ați făcut înghețata și o lăsați o jumătate de oră în frigider închisă înainte de a o consuma. Mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine. Vă doresc multă sănătate, o seară frumoasă, poftă bună la cine încă nu a mâncat. Somn ușor și ne vedem cu altă rețetă. Poate mâine sau dacă în luni. O seară frumoasă, vă pup dulce pe toți. La revedere!